Proiecte importante sunt în desfășurare în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local, unde au fost discutate și aprobate toate cele 5 puncte de pe ordinea de zi. Se convocă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local în data de astăzi, 20 septembrie. Pe ordinea de zi avem 5 puncte. Primul punct a fost dezbătut. Supun la vot aprobarea ordinii de zi, dacă sunteți de acord. Unanimitate. Punctul 1 a fost dezbătut, avem punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 105 din 30.03.2022 pentru proiectul Renovare energetică moderată la grădința cu program prelungit numărul 7, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse pentru a fi realizată prin aceasta, precum și aprobarea cheltuielilor. Avizează Comisia Buget Finanțe, favorabil. Comisia Învățământ Cultură, favorabil. Comisia juridică favorabil. Supun la vot cine este pentru. Unanimitate. Astăzi a fost convocat de îndată Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin într-o ședință extraordinară care a avut loc la sediul primăriei din municipiu. Au fost dezbătute 5 puncte importante pe ordinea de zi de interes pentru severineni. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență se încearcă reabilitarea din punct de vedere energetic a unor clădiri din municipiu și anume Colegiul Național Teodor Costescu și grădinița cu program prelungit în numărul 7. Două privesc eficiența energetică a două clădiri din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Vorbim de grădinița numărul 7, unde valoarea reabilitărilor este undeva la 5.300.000 inclusiv TVA și Colegiul Național Teodor Costescu sau Liceul Economic, cum îl știm cu toții, unde valoarea este inclusiv TVA undeva la 9.000.000 de lei. Încercăm prin Programul Național de Redresare și Reziliență să reabilităm aceste clădiri din punct de vedere energetic. Vă dau câteva exemple. Acoperiș, înlocuirea acoperișului, geamuri, uși termopan, panouri fotovoltaice, să înlocuim tot ce înseamnă becuri cu LED-uri, tot ce putem face, instalația electrică înlocuită, instalația termică, încercăm prin toate metodele să reducem consumurile de energie, atât electrică cât și termică, să fie funcționale și să avem costuri cât mai mici. Un alt subiect extrem de important discutat la ședință și menit să vină în sprijinul cetățenilor este legat de înființarea unor centre de aport voluntar. Prin intermediul acestor centre, oamenii pot să aducă deșeuri care vor fi preluate de către primărie în mod gratuit, care mai apoi vor fi transportate la centrul de sortare de la Malovăț. Prin aceste proiecte sperăm să scoatem gunoiul din oraș, sperăm ca severinenii să înțeleagă și să nu mai arunce în diferite puncte ale orașului, îi sprijinim, îi ajutăm să rezolvăm de fapt împreună această problemă a împrăștierii gunoiului peste tot. Eu zic că este un lucru foarte bun. Avem unul la Schela și unul la gunoi, acolo unde avem noi zona de salubritate lângă liceul de la Halânga. Foarte ușor, oamenii își pun gunoiul în mașină, îl duc acolo, o să avem centrele, o să fie cu pază, o să fie cu camere de luat vederi. Special vor fi locuri unde va fi colectat gunoiul din demolări, din construcții, în altă parte produsele electronice, electrice. Eu cred că pe lângă faptul că civilizăm cu toții orașul, le luăm oamenilor și posibilitatea să fie amendat. Acestea reprezintă proiecte pe fonduri europene în jurul valorii de 500.000 de euro fiecare, fiind benefice pentru comunitate. Primarul Marius Creciu se implică în tot ceea ce înseamnă bunăstarea cetățenilor, dorind să creeze cele mai bune condiții de trai.